Conducerea Casei Județene de Pensii Sălaj îi anunță pe pensionarii din Sălaj că s-au pus în vânzare primele bilete de tratament aferente anului în curs. În total, județului nostru au fost alocate 36 de bilete în stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covazna, Gioagiu, Olăneș și Moneasa. Ana Maria Perneș, directorul adjunct al Casei Județene de Pensii Sălaj, a declarat că plecarea în stațiuni se va face în perioada 17-19 aprilie. De precizat ar fi și faptul că până la această dată, la Casa Județeană de Pensii Sălaj, sunt înregistrate 1747 de cereri de bilete de tratament, însă nu există doritori pentru biletele din stațiunile Gioagiu, Olăneș și Moneasa din această serie. Persoanele interesate de biletele de tratament se pot adresa zilnic între orele 8 și 16:30 la ghișeul bilete de tratament.